cu tremur la granița cu România. Vladimir Putin a dat ordinul. Anunț cumplit din Rusia. Deputatul Dumei de Stat Andrei Guruliov a cerut Kremlinului să admită motivul real al invadării Ucrainei. În timpul unei apariții recente la televiziunea de stat rusă, Guruliov a susținut că Putin ar trebui să recunoască, în sfârșit, de ce a lansat războiul din Ucraina. După declanșarea războiului în februarie 2022, președintele Vladimir Putin a oferit o serie de motive pentru invadarea Ucrainei. El a susținut că încearcă doar să elibereze Danbasul, o regiune separatistă din sud-estul Ucrainei, cu legături lingvistice cu Rusia. Kremlinul continuă să susțină obiectivele declarate la aproape un an de la invazie. El a mai susținut că urmărește să elimine naziștii din guvernul de la Kiev, în ciuda faptului că însuși Zelenski este evreu. Majoritatea liderilor mondiali a condamnat și a zis a operațiune militară specială, argumentând că nu există o justificare reală. Dincolo de obiectivul clar al lui Putin de a prelua teritorii ale Ucrainei. Kremlinul continuă să susțină obiectivele declarate la aproape un an de la intrarea în Ucraina.